Actorul George Mihăiță a fost decorat cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler pentru harul artistic și devotamentul pus în slujba teatrului românesc. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Din 2000 până în prezent este directorul Teatrului de Comedie din Capitală. Titlul cărții, Reconstituirea unei vieți, este o aluzie la titlul filmului în care a debutat George Mihăiță, Reconstituirea. Filmul a fost realizat în 1968 de Lucian Pintilie. George Mihăiță a realizat la UVT un one-man show cu o întoarcere în timp, începând cu satul Moreni din Dâmbovița unde s-a născut până la drumul lui în carieră. Publicul prezent s-a ales la final cu o sesiune de autografe.